După mai bine de 7 luni, Iulia Vântur s-a întors în România. Și cum suntem prieteni și normal, o să ne invite și la nunta cu Salma în Cannes, nu-i așa? Iulia a trecut și pe la noi, pe la emisiune. A venit să ne salute în hindi, așa că vă rog frumos, aplauze pentru Iulia Vântur! Bună seara, am alergat. Nu fac. Am alergat. E departe India, Iulia, dacă stăteai și tu puțin mai aproape, veneai mai repede. Vă pup, acum apuc să-i văd pe toți colegii, mă bucur să vă văd. Exact, scuze. Și noi ne bucurăm foarte mult să te vedem pe tine. Ea este Iulia Vântur, priviți-o în carneșoase, de 7 luni n-a mai fost în țară. A fost în India. Dar să știi că m-a fost foarte dor, chiar m-a fost foarte și dor. Și nouă ne-a fost dor de tine, Iulia. Bine ai venit din nou aici. Ce faci? Mulțumesc. Arăți din ce în ce mai bine. Mulțumesc frumos. Ce-ți mai place în India, Iulia? Ce-ți mai priește în India? Da, mulțumesc, să știi că priește. Te rog frumos să luăm un loc aici pe canapea, aici mai aproape. Dar ce frumos, așa nu, să mă aștepți tu pe mai mine. Mai aproape. Stai. Exact. O lucrușoară. Exact. Îți aduc aminte prăjiturile astea, asta petrecerile sunt românești. Protocol sau... Am făcut o pe ce? Pentru ce sunt? Am făcut o petrecere românească mai devreme, da? Cu azur, cu pufarine, cu tot ce felul drăguț de genul ăsta. Mă rog, la tine la nuntă o să mâncăm altceva, e clar, dar astăzi doar asta am avut. Sixuri. Și pufuleți. Nu pot să cred că o să-mi dai sticuri și pufuleți la nuntă. Pufarin, da, păi mie îmi plac. Ah, am înțeles. Ea este Iulia Vântur, oameni buni, sau mai bine spus, Lulia, sau cum îți zic cei din... Nu, e o confuzie, știi de ce la început a fost confuzia asta? Acum majoritatea au înțeles care e numele meu clar. Ideea e că în momentul în care scrii I cu literă mare... Îți apare? Îți apare L-ul și I-ul. Arată la fel. Și deci practic și ziceau Lulia. De fapt Lulia. Dar e mișto numele ăsta de scenă, Lulia. Da, e interesant, ce să zic. Și până la urmă i-ai spus: "Băi, indianule, care ești tu de la presa din India? Pe mine mă cheamă Iulia și e trebuie să știi cu I, da. Cu I. Foarte bine. Ce faci, mă, de Iulia? De la România. De la România. Iulia, oameni buni, trebuie să știți că cucerește India pas cu pas și nu e o țară mică și acum cucerește și America imensă. Și cam toată lumea. Bravo, mă, Iulia. America, nu știu. Acum... A, nu trebuia să zic? Ei, nu. Ah, iartă-mă. Revenim. Deci Iulia cucerește doar India deocamdată, oameni buni. Și Dubaiul. Da, bine. Ideea e că sunt foarte mulți indieni peste tot în lume. Și ai spus bine cumva și America. Pentru că peste tot în lume sunt indieni. Asta e un avantaj pentru toată industria de acolo. Pentru că foarte mulți artiști au concerte în afara țării, inclusiv în Statele Unite, inclusiv în, nu știu, UK, pentru în toate că sunt țările. Foarte mulți, da. Exact. Comunitatea foarte mare, da, de indieni peste tot. Stai să urmă așa, ușor, ușor, că în ultima perioadă s-au întâmplat foarte multe lucruri. Deci tu te-ai dus în India și ai scos piesă după piesă, că ai vreo 3 piese până acum scoase. Bine, deocamdată nu au ieșit toate. Eu am muncit, cât am stat acolo am muncit, n-am stat degeaba. Da, se văd rezultatele și asta cred că este cel mai important. Da, mă bucur că să văd și rezultatele. Inițial a început totul ca o joacă, a început, știi, din pasiune, pentru că știi foarte bine că îmi plăcea să cânt, dar nu m-am gândit niciodată că o să fac asta. Vorba aceea, doar am fost atâta vreme cu un compozitor, adică puteam să fac lucrul ăsta dacă chiar mă gândeam serios la asta, pentru că aș fi avut susținere. Și ai fost unul dintre cei mai talentați compozitori. Cel mai bun. Marius Moga. Frumos, da. Mi-a plăcut. Uite că s-a întâmplat așa, pentru că am fost încurajată și acolo, sincer, pentru că am fost încurajată de oamenii din industrie să fac asta. Au venit cu propuneri la mine, cu propuneri de piese, mi-a plăcut piesele și am zis, hai să vedem ce o fi. Adică pentru mine era o distracție, era o plăcere. S-a întâmplat ca și funcționat și cu atât mai bine. Păi și acum o să ai concerte în India? Am avut deja. Zilele și orașului, cine cântă? Iulia Vântur. Să știi că am avut norocul, chiar primul show pe care l-am avut a fost unul foarte mare. Am intrat direct în pâine, în miez, și am avut emoții foarte mari pentru că a fost în fața întregii industrie. Adică cât de la cel mai mic până la cel mai mare. La zilele orașului. La zilele orașului n-am fost. Am înțeles. Dar am fost la zilele poliției. Acolo e un cred, show, da? Nu, serios, deci e un show incredibil de mare. Majoritatea artiștilor au concert acolo. Toți actorii vin. La zilele poliției? Da. Și cât ți-au dat? Nu mi-au dat nicio amendă, clar.
Fără amendă a fost. Nu, mâine pe mine o să te trezești cu tot felul de propuneri să vii să cânti și în România, la tot felul de evenimente. Îți dai seama că m-aș bucura foarte tare. Serios, să pot să fac chestia asta în România. Da, nu știu, nu m-am gândit niciodată la varianta asta, dar pentru că ai spus acum, cum să zic, să vii acasă și să faci ceva ce-ți place, de ce nu? Adică mi se pare... Bă, nu știu perfect. Ce face Salman Khan ăsta, dar ești din ce în ce mai frumoasă și din ce în ce mai... Mulțumesc. Deci că mă bucur să te văd de asta. Și eu. Și eu mult. Și e bine acasă, tot timpul când vii acasă e bine, nu? Pentru că vorbesc cu toți oamenii, dragi. Am văzut mai devreme și stai să-ți arăt aici o fotografie care am luat-o de pe contul tău de Instagram, o fotografie pe care am luat-o de pe contul tău de Instagram, unde ești cu probabil cu cele mai apropiate persoane din viața mei. Ta, și anume părinții tăi. Uite, mi-a plăcut selfie-ul ăsta făcut astăzi cu mama și cu tata. Astăzi, nu? Da. Să rămână mama și tata! Să rămână. Se uită la tine, i-am spus că vine aici. Foarte bine. Mă bucur mult și am văzut fotografia asta, ai postat-o pe contul tău de Instagram și am luat-o și noi ca să le arătăm celor de acasă, pentru că cred că ți-a fost foarte dor de ei. A fost foarte, foarte dor și am încercat să ne vedem de Paște. Ăsta era planul foarte bine făcut, pentru că exact de Paște, adică în preajma Paștelui, am avut un show și un concert la Dubai. Și m-am bucurat atât de tare că am zis, în sfârșit, putem să ne vedem, putem să petrecem și Paștele împreună și poate să mă vadă și ei pe scenă. Și? Deci era perfect. Până în ultima zi, când ne-am dat seama că, de fapt, pașaportul lor expira în luna iunie și nu aveau cum să se îmbarce. Și aveau nevoie de câte 6 luni. Exact. Și au mers, au venit până la București și în momentul în care au vrut să se îmbarce, da, nu s-a putut, din păcate... Asta e. Da, lasă, așa încât am venit eu. Au renoit pașapoartele? Acum au mers, au mers. Să nu pierdă nunta, îți dai seama ce ar fi, ferească Dumnezeu. Nu, l-am zis să meargă, pentru că eu o să mai am concerte și aș vrea să iau cu mine, aș vrea să se bucure și ei de noua mea experiență, pentru că așa e frumos, da, întotdeauna un concert să te bucuri de... Piese când? Sau ai un concert de cât? Că eu știu doar de 3 piese. Depinde. Sunt unele în care ai un medley, în care sunt mai multe piese, da, mixate. Și cam cât ține show-ul tău? Depinde. Și asta depinde. Acum depinde. Deci pentru 10.000 de euro avem 15 minute, pentru 20.000 de euro 20 de minute, iar am zis bine? Am fost pe aproape. Mă rog, plus transport și cazare. Hai că ținută, make-up, hair și toate astea. Cum? Ținută, make-up, hair și astea toate astea sunt incluse, punem. Totuși astea. Așa, da. Și am înțeles. Deci e cu TVA sau fără TVA? Să știi că taxele sunt foarte mari acolo, băi. Dar tu ai învățat limba hindi? Am învățat, doar că, sincer, încă mi-e teamă să vorbesc, pentru că știu că voi că face greșeli. Mulți ani acolo și... Da, însă nu e o limbă foarte ușoară. Și faptul că majoritatea vorbesc engleză, îți dai seama că nu mă ajută foarte tare, pentru că mă lenevesc așa, nu repet foarte mult. Ar trebui să practic mult mai des. Da. Dar fii atent, eu vorbesc. Oricum, mă descurc cu piesele, pentru că pot să prind accentul. Complimentul cel mai mare, sincer, a fost că nu și-au dat seama că cineva din afara țării cântă în hindi. Da, dacă eu vorbesc în română, tu poți să traduci în hindi? Oarecum. Haide să facem. Zic rar, fii atent. Bună ziua! Namaste. Mă bucur foarte tare. Mujhe bahut khush hui că m-am întors în România. Oh god. Stai. Tu poți să zici orice, că îți dai seama. Nu, pe asta ai înțeles-o. Oh god, da. Stai puțin că m-am întors. Da. Întors nu știu. Da, că am venit în România. Găsim repede un sunet, că sunt în România. Așa. Romanian. Așa. Așa. Și vă iubesc. Știu ce vrei să faci acum. Nu, pe cuvânt. Și vă iubesc. Ok. Vă iubesc pe voi români. Muge cărti. Nu. Me piar cărti. Mie piar cum? Zi tare. Cărti hum. Mie pi cărti ho, România. Cărti hum. Perfect. Și acum zi. Mi-e frică să vorbesc în hindi, pentru că știu că nu stăpânesc limba, nu stăpânesc foarte bine gramatica și toate astea și nu numai, dar nu știu toate cuvintele. Eu cred că e o limbă extrem de grea. Da, e o limbă complicată și nu poți să găsești corespondentul într-o altă limbă sau nu știu, pur și simplu trebuie să le găsești. Dar poți să Da, sunt fericită. Să vorbim în română, că ei înțeleg. Sunt fericită să vă anunț că tocmai suntem în direct la Măruță. Și pe ProTV Internațional în India. Și pe ProTV Internațional în India. Ce drăguț.
Are Salman Khan aplicația de asta să vadă televiziunile din toată lumea? Pe telefon? Bine, ziua de azi putem să vedem pe internet, nu? Cam exact, totul. Totul e pe internet. Totul e pe internet. Înainte, vreau să te rog dacă vrei să ne și cânti ceva. Dacă vrei tu, dar vrei? Să știi că n-am, nu m-am gândit la asta. Știu că nu te-ai gândit. O strofă și un refren așa, adică. Așa. Da, sau cum vrei tu, să ne cânti un pic ceva. Bine, hai că vă cânt ceva. Ia. Uite, e piesa asta pe care am lansat-o acum de curând, da. E pentru un film și care mie îmi place foarte tare. E o piesă așa de suflet. Și mie îmi plac piesele astea de suflet. Despre dragoste, evident. Despre sentimentele pe care adică cineva le are. Despre ce trăiești tu? Despre sentimentele? Despre noi toți, nu? Exact. Pentru că noi toți iubim, noi toți suntem fericiți și experimentăm tot felul de sentimente în momentul în care iubim, nu? Exact. Deci cum e? Da. Ok. Te ribato che sa sobe con ebidona Toriciate, gabarate per nebidona Hai hi, cartira hi, merat per intezar Que dona merer en uma tum coge mutse pia Teribato que sa some con ebidona Toriciate, gabarate, berne ebidona Asta e un fel de doină în India? Nu, e un fel de doină? Mersi! E... Nu e o doină, dar e un cântec de dragoste. De asta da. E că e pasion, le pasion. Mie plac în piesele astea de suflet, așa. Foarte frumos, bă, bravo ție, da. Ești foarte tare. Să știți că Iulia Vântur a venit în România cu ceva treabă, dar apoi pleacă care... Am venit în primul rând să-i văd pe părinții mei. Da? Cât stai da. În țară? Să știi că era programat să stau până marți, dar tocmai m-a anunțat Himesh, cel cu care am făcut piesa, da. Prima piesă, Every Night and Day, că lansăm piesa puțin mai încolo, adică pe 24, asta înseamnă că am mai câștigat câteva zile aici. Deci mai rămâi cu părinții tăi și câteva cu familia. Da. Și apoi pleci în India pentru că da, ești foarte preocupată și ai foarte multă treabă cu cariera muzicală. Exact, acum, de asta am și venit acum, pentru că știam că mai am o săptămână până la lansarea videoclipului, primului videoclip și de asta am fugit să-i văd pe ai mei și uite, acum am venit și la tine și asta spuneam, pe 24 lansăm primul videoclip, după care după o săptămână cel de-al doilea videoclip și urmează și cel de-al treilea. Sunt trei piese noi foarte bune și unul dintre clipuri l-am filmat și în afara Indiei. În America și a fost foarte frumos și chiar o experiență frumoasă. Sper să se arate foarte bine. N-am văzut niciunul din ele deocamdată. Foarte frumos. Totul e așa pe... Tu arăți foarte bine. E normal că și videoclipul va arăta foarte bine. Mulțumesc frumos. Știi ce? Acum nu pot să nu te întreb, de exemplu, pentru că am văzut o fotografie cu tine și cu domnul Salman Khan. Pentru că și vreau să întreb doar ce mai face. Foarte bine. El filmează, cum mai? Filmează. Ce mai lucrează acum? Filmează pentru un nou film, evident. Da? Aia că... Da, care e foarte bun. Prima serie a fost de foarte mare succes, iar acum e episodul numărul 2, cum ar fi. Foarte frumos. Nu, da. Că am văzut o fotografie în care și impresa din India și impresa din România se spunea că ați petrecut vacanța împreună, era chiar o poză cu voi doi și că ai fost cu familia lui în vacanță. A fost o vacanță în familie. Cum te înțelegi cu mama soacră? E o femeie extraordinară, să știi. Serios? Mama lui, da. Da? Cântă? Chiar are voce și mama lui și tatăl lui. Au voce foarte bune, da. Ce tare. Și când scoți câte o piesă... Și tata. Și tatăl meu. Și când scoți câte o piesă, le arăți și lor, părinților lui Salman Khan? Evident că toată lumea știe, adică vede. Ascultați în casă, toți acolo, uite. Evident că toți ascultă piesele. Prietenii și, pentru că cer de fiecare dată feedback-ul prietenilor, al familiei, al oamenilor. În care crezi și care, care, cred, care contează al căror cuvânt mine, contează. Da. Foarte frumos. Bă, Iulia, mă bucur foarte tare, dar acum îmi dau seama că, de fapt, apucând-o cu cariera asta cu muzica, practic tu o să devii mamă mai târziu, că acum te concentrezi pe treaba asta. Măi, să știi că nu m-am planificat neapărat să am o carieră, pentru că eu consider că atunci când
uite, sunt oameni, într-un fel m-am și simțit ciudat, pentru că sunt atâția oameni care muncesc toată viața lor ca să facă asta, știi? Și pentru mine a fost doar pasiune, a fost plăcere, a fost, nu știu, da, s-a întâmplat pur și simplu, știi? Întotdeauna trebuie și har și muncă și trebuie și noroc. Iar tu ai avut parte și de noroc, pentru că la urma urmei e vorba și de noroc. Într-un fel, știi, cineva mi-a zis că, nu credeam foarte mult în chestia asta la început, cineva mi-a zis, știi, Dumnezeu ți-a dat un har. Nu-ți bate joc de el, folosește-l, încearcă să obții cât mai mult din el. Și ăla a fost momentul în care m-am decis și am zis, bine, o să muncesc pentru lucrul ăsta, o să mă pregătesc mult mai mult, știi, ca să pot să scot cei mai buni din harul ăsta. Foarte frumos. Am văzut o fotografie ceva mai devreme cu tine și o doamnă mai în vârstă, rula pe ecran. Nu știu, am pierdut-o. Nu știu despre ce vorbești. Stai că o să mai apară poza. Poate e cineva din familie, Iulia, și... A fost serios, a fost mai devreme o poză. Da, n-am văzut-o. Da. Haideți să ne mai uităm, stai că mai vedem aici poze. Dar acum, deci, da, acum serios, uite, o să te întreb chestia asta, că vrei să zici tu bine, dacă nu, da. E păcat să nu zici. Așa, ia ce-i păcat. Chestia asta cu nunta e mai aproape sau mai departe de ziua de azi? Măruță, acum am treabă. Am înțeles, deci la anul. Nu, că ești ocupat la anul. Am auzit că ești foarte ocupat și nu poți să vii oricum. Am înțeles, că știi cum e. O să vezi. Da, nu știu ce poți să... Hai să mai discutăm. Dar fii atentă că eu citesc și interviurile din India. Și anul trecut, dacă nu mă înșel, Salman Khan a zis, când a fost și el întrebat de nuntă, îți dai seama că și colegii mei prezentatori din India, când îl prim pe el, întreabă chestia asta, și vezi că undeva prin noiembrie la anul, și anul ăsta noiembrie. Nu crezi că s-au săturat toți de această întrebare? Ba, sincer, da, tocmai el de aceea acum, îți dai seama că el se joacă cu tot felul de răspunsuri, pentru că s-a plictisit să dea același răspuns, evident, nu? Și... Păi și cum, adică eu joacă asta, mă, Iulia? Păi nu, dacă tot vezi că oamenii insistă cu aceeași întrebare, da, găsești tot felul de variante care poate îi mulțumesc pe moment. Da, lasă că... Mă rog, hai să depășim momentul. știi ce vreau să... Da, exact, numai mâine nu-i noiembrie. Știi ce vreau să te întreb? Da, în film nu te-ai gândit să... Măi, să știi că... Să faci un pas acum, serios. Am primit... Nu m-am gândit și, sincer, nici nu cred că o să mă mai gândesc. Pentru că ai putea să joci, de exemplu, într-un film de dragoste cu Salman Khan, când ar trebui să vă pupați, chiar v-ați pupa pe bune. Tu nu știi că el nu s-a sărutat niciodată în filme. Nu s-a sărutat niciodată în 25 de ani de carieră. Nu s-a sărutat niciodată. De ce? Pentru că e împotriva credințelor lui. Ce chestie, adică a ceea ce gândește el. Deci în 25 de ani de când are o carieră în film nu s-a sărutat niciodată cu nimeni? Da, pentru că se gândește că, nu știu, poate partenera respectivă are și ea un iubit acasă sau poate are un soț sau poate, nu știu, are un tată care nu o să se simtă confortabil văzând pe partenera lui sărutându-se cu cineva într-un film. Uite, asta nu știam, dar o să caut toate filmele cu Salman Khan și dacă îl văd că se pupă cu... Spun sigur că nu s-a întâmplat asta niciodată. Deci niciun film nu s-a sărutat cu nimeni? Mm. Păi și în filmele de dragoste cum făcea? Dar nu știi că sunt momentele alea în filmele indiene când se apropie... Publicitate! Exact! S-a schimbat cadrul. Da. Bun, și acum, practic, tu unde locuiești în India? În India, în Mumbai. În centru, nu? În centru, pe dreapta. În centru, în Mumbai, acolo. Da. Te-ai acomodat cu tot ce ține de... uite, poza cu doamna, nu e... Ah, uite, aia a fost... da. Deci era o doamnă atât de... O fană? Atât de drăguță din Ladakh. Mi-a plăcut foarte tare de ea. Era foarte dulce și am făcut o poză împreună, da. Într-o regiune foarte, foarte frumoasă, la altitudine foarte mare, unde e foarte greu să respiri, normal. Ce pentru fain. Că e altitudinea foarte, foarte ia mare. Ia stai, că au găsit colegii mei o imagine cu Salman Khan când se pupă. Chiar film. Nu, cu una Katrina. Nu. Colegi, căutați imaginea. Nu se poate, când... pentru că în toată cariera lui n-a făcut niciodată cu asta. Katrina Caif. Băi, Cristina, ori arătăm imaginea, ori nu. Că nu vrea să mă creadă. Da. Eu te cred dacă vrei neapărat, acum n-a. Bun, tu, azi dai seama că tu-l cunoști chiar mai bine. Posibil. No, și acum te-ai gândit chestia asta în film, să joci? Nu m-am gândit și nici nu o să mă gândesc la acum, chestia doar asta. Da, ți-am zis, nici asta nu a fost un plan. S-a întâmplat pur și simplu. Am zis, ok, hai să înregistrăm piesa, să vedem. Dacă se întâmplă ceva, se întâmplă, nu se întâmplă. Nu, n-a fost niciun plan și nicio... Știi?
Ideea e că am primit câteva propuneri pentru film, am ascultat câteva scripturi care mi s-au părut foarte interesante, dar m-am hotărât să nu fac lucrul ăsta. Deocamdată doar muzică. Da. Da, dar știi cum e, înveți mai bine hindi și mâine pe mine poate o să prezinți o emisiune la televiziunea din India. Asta nu spun nu, sincer. Chiar nu spun Iulia nu, pentru că va prezenta e ceva ce îmi place. Ferma vedetelor în India. Și atunci... Ți s-a spus în cască sau ce? Da, bine, și atunci faci duplex cu noi. Cum ar fi? Cum? Colega mea, Iulia Vântu. Da, dar te-ai gândit la chestia asta, ți-a plăcea? Foarte drag, mi-a fost drag și din păcate n-am avut cum să mă întorc de data asta pentru fermă. Iar televiziune, nu știu, poate. Poate deci să se nu. Întâmple, de ce nu? Câți ani ai tu acum, depinde. Iulia? Destui încât să fiu o femeie pe picioarele mele, matură, vaccinată. Vezi că acum caut repede pe Google și imediat aflu. Nu, am, uite, anul ăsta fac 37. 37? Mulți înainte. Asta e impresionantă. 37 de ani faci tu? Da, îți vine să crezi? Nu. Mie nu. Nu, eu am rămas undeva la 33. Cu vârsta aia, 33, uite, am rămas acolo. Uiteam să jur că ai până în 30. Deci cât de drăguț e astăzi, Doamne. Exact. Și nu ți-am dat nicio ciocolată. Uite, poți să iei asta. Nicio ciocolată, las că mă țin că pentru că mă cuprindă costumul așa. La nuntă acolo. Acolo au tradiție cu se fură mireasa asta la nunți? Măi, nu am văzut să fură mireasa, nu. Nu, nu. Nu, dar știi care e tradiția? Cei din familie, prietenii, da, au o zi specială care se numește Sanghit, știi că la ei țin nunțile vreo 3 zile sau poate chiar și mai mult. Dar minimum 3 zile. Au ziua în care se pictează cu henna și se dansează, Sanghit. Acolo toată lumea dansează, iar cei din familie sau prietenii au numere speciale, dansează, cântă pentru spectacol, nu? Exact, na, pentru pentru miri. Și e chiar foarte frumos. Adică nu te-ai un fel de spectacol, nu? Acum mama soacră, acum tata socru. Tu știi că acum mulți ani de zile am cântat pentru prima dată la o nuntă. Serios? Apropo, în India? Nu știe nimeni chestia asta, da. În India s-a întâmplat tot la fel, la o nuntă, cânta cineva, un artist foarte mare la ei, nu știu cum am ajuns pe scenă, trasă de mână, forțată să ajung pe scenă și îți dai seama că n-am avut încotro, trebuia să cânt, pentru că altfel ar fi fost penibilă să stau, pur și simplu. Și ăla a fost primul moment în care artistul respectiv mi-a spus, hai cu mine să cântăm împreună, de fapt. Mulți ani în urmă. Și acum chiar am făcut o piesă împreună. Cu acel artist, da. Foarte, dar de când ai fost prima dată în India? Sau de când stai în India? Când am fost prima dată? Nu, prima dată. Nu când ai fost prima dată. De când stai? Păi nu știu. Sau oarecum de când te-ai mutat, ca să zic ani. Așa. Sunt 3 ani, 4 ani? În ultimii ani tot am petrecut din ce în ce mai mult timp acolo. Ultima dată am stat 6 luni. 6 ani, da, când? 6-7 luni, da. Acum 4 ani? Nu știu, nu, când serios, mă gândeam acum, când ai plecat prima dată. Da, momentul în care, îți dai seama că atunci când lucram la Știi și aveam și emisiunea Dansez pentru tine, mi-era foarte greu să stau foarte mult acolo, da? Nu, dar cam aia era, pe 4 ani, cam da, așa? Da, în momentul în care am renunțat la Știri, cred că ăla a fost momentul în care am început să stau mai mult în India, da. Pentru că puteam să fac foarte asta. Frumos. Șoc, Iulia Vântur, avem poza cu Salman Khan când o pupă pe fata asta. Ia stai! Stai că dacă găsim... poza asta e bombă în showbiz. Breaking news. Salman Khan s-a pupat pe gură cu o cetățeancă. Ia să vedem. Nu știu, colegii mei caută. Sunt chiar curioasă. Dacă găsesc e așa ceva. Dacă găsim așa ceva, e chiar... N-ai cum să găsești așa ceva, crede-mă. Dar el e un om drăguț așa, în general. Evident. Ți-aduce flori. Știi ce? Am primit flori la spectacole. Foarte frumos. Deci ei se poartă atât de frumos cu artiștii lor și nu știu, e foarte mult respect și cred că într-un fel e și un exemplu. Foarte frumos. Comportamentul pe care l-au ei față de artiști, de actori. Ia uită-te, Iulia, acum. Spune-mi. Ia, hai. Ce? Hai, regia. Asta nu e el. Ăsta e Hrithik Roshan. Deci nu e el? Un alt partener de-al ei dintr-un alt film. Nu e el. Cum ăla nu e el? Nu. E actorul acela cu ochii verzi. La internet ne-au păcălit. La internet. Te-au păcălit, deci cei nu era de la el. Internet. Nu? Șoc. Deci Salman Khan. Da, n-am oameni buni, avem o rugăminte la maruta@protv.ro. Dacă aveți vreo secvență cu Salman Khan când se pupă în vreun film, dăm un premiu de 100.000 de euro. Deci nu o să-l primiți niciodată. Că nu s-a pupat. Că
Dar știi ce am reobservat când ți-am arătat poza aia mai devreme? Imediat ai zis, nu e el, pac. Tu imediat îl știi de la spate și semne particulare, tot, uite-mă, n-are... Păi știu scena din filmul respectiv. Bine, mă, Iulia, bine. Serios că știu. Foarte bine. Eu mă bucur foarte tare că ai venit astăzi și să le spunem celor de acasă că Iulia Vântur a rămas la fel de frumoasă, de fapt e mai frumoasă decât ultima dată. Și că are foarte mult succes în muzică în India, ceea ce este foarte important. Și să ai multă baftă și mă bucur foarte tare pentru tine și să știi că abia te aștept aici. Cu mare drag. Mulțumesc mult de tot și mă bucur să vă revăd pe toți. Te rog frumos. Dăm voie să te mai îmbrățișez încă o dată. Și să ai multă baftă. Ea este Iulia Vântur din România. Așa. Și va avea spectacole, ați aflat, peste tot în lumea asta. Să ai multă baftă, serios. Să da, domnul, și vouă la fel. Mulțumim. Cum se numește noua piesă? Asta pe care o lansezi în mai acum. Deocamdată, să spun numele, hai să spun. Nu spun numele deocamdată. Bine, hai că spun. Una din ele va fi Party Cele On and On and On. E pe party. Mai e una care... Da, hai să nu le spun. Bine, lasă asta, da? Asta cu party. Dar oricum, ce e deja lansat, Every Night and Day, Terry Bottoke și mai e și Dilhela Fangarabara. Asta n-ai auzit-o, e foarte bună. Dilhela Fangarabara. Cum e asta? Zice că inima dansează și cântă și e foarte bine și e fericită. E despre ea. Inima dansează și cântă și e fericită. Da. E despre Iulia Vântur. Mulțumim mult de tot, bine. Iulia.